Bucurați de zăpadă. Care nu strică. Antrenamentul zilnic, dacă nu-l facem la sală, îl facem la lopată. Vă bucurați de zăpadă? Corect. Cât de bine este. Toate la timpul lor. Iarna, iarna, vară, vară. Cum se circulă? Greu. Greu? Greu. N-ați văzut oameni care să curețe nu, mașini de zăpezire? Deloc. Alunecă tare. Cum e drumul? Ai văzut mașini de zăpezire? Au fost ceva pe arterele principale, cam atât. În rest, cam nu au curățat. Cum se circulă acum în oraș? Foarte prost. Foarte prost. Deși am cauciucuri de zăpadă, pot să spun că se circulă foarte greu. Nu prea au curățat. Cam toată noaptea nu au curățat deloc. Acum dimineața au ieșit ceva, dar... Cam alunecă am observat. Păi alunecă. Pentru că zăpada s-a depus peste stratul de gheață existent și se alunecă destul de bine. Am înțeles. Cum vă cheamă? Carol. Nu-i ca vara. Cum e? Trebuie să vă curățați? Nu trebuie, sigur că... Cercătoarele? În gheață. Avem vizibilitate clară. Cum se circulă în oraș? Cam greu. Ați văzut mașini de dezăpezire? Acum am văzut dimineața, nu, dar acum am văzut. Iar acum au trecut două utilaje. Dar dimineața nu a fost, dar acum am văzut. Se cam alunecă. Da, un pic, da. E periculos. Periculos că jos e gheață sub pe zăpadă și nu se vede. Și nu aruncă cu sare. A început să arunce, dar nu în toate zonele. Și au început totuși să arunce. Se vede mișcare. Cum se circulă în oraș? Foarte prost. Acum a început să dezăpezească pe cartiera aia, am văzut, dar aici încoace nu. Se circulă foarte greu? Da, da, greu, greu, greu. Ați văzut să arunce sare, nisip? Am văzut pe o stradă, dar nu au ajuns încă pe aici. Deci se circulă greu. Da, foarte cum greu. Cum e drumul? Aici cu gheață, cu zăpadă? Cu gheață, cu zăpadă, e greu. Se circulă greu, da, greu? Da, foarte greu. Se circulă greu. Asta e. Trebuie să stați cu motorul pornit ca să... Băi, să ne încălzim. Sigur că da. Ne mai încălzim și noi. Că e frig. Cum vă cheamă? Maxim.
Mă descurcă-ți de iarnă, ne știi. Ai cauciucuri, ești echipat? Sunt echipat, super echipat, e foarte bine, eu n-am treabă. L-ai văzut mașinile de zăpăzire? Încă nu, poate e prea devreme. Deci se circulă cam greu. Ok. E bine că suntem la munte, nu? Trebuie să știm conduce, nu suntem bucureșteni. Salut! Circulă în oraș. Eu să fiu ce zic, când nu mai ieșit la lucruri la ora 7, când am văzut mașină de curăță să fac. Deci se circulă foarte cam era. Greu. Foarte. S-a format și un strat de gheață, am observat, pe carosabil. Și gheață și n-apucă bine a dat cu stergătorul pe barbiz, că ai înghețat la loc. Gheață, aici te curăț, că altfel nu vezi la mele. Trebuie să stați și cu motorul pornit ca să fie căldură mașina. Păi vă dați seama că dacă nu-i pornim motorul, nu știu dacă ne iasă atâta într-o zi pe cât consumăm. Cum vă cheamă? Are important rolurile. Foarte greu, foarte greu. E înghețat, totul e înghețat. Pe sub zăpadă este un strat de gheață. Când frânezi, ești dus. Utilajele, nu știu. Eu de dimineață, de la 5, de când am ieșit, am văzut 3 sau 4 utilaje. Atâta. Care împingeau cu lama și împrăștiau sare. Atâta. Se circulă cam foarte greu. Foarte, foarte greu. Foarte greu. Cum vă cheamă? Ce l-am văzut? Circulă în oraș. Deci, conduce de iarnă, destul de greu, dar merge încă. Văd că e un strat de gheață sub zăpadă. Este, dar... Ați văzut mașini de zăpezire? N-am întâlnit. N-ați întâlnit. Aveți cauciucuri de iarnă? Da. Se circulă greu. La ora asta? Se circulă greu. Este zăpadă, multă gheață. Aveți? Condiții de iarnă. Ați văzut mașini de zăpezire? Până acum? N-am văzut. Mulțumesc! Bună! Îmi spuneți cum se circulă în oraș? Ok. Cum se circulă în oraș? Cu atenție și cu viteza redusă. Cu grijă. Ce faceți acum? Acum șterg fergătorul. A înghețat? A înghețat, da, de cauciuc. Tot timpul trebuie să mă opresc și să șterg. Ați văzut mașini de zăpăzire? Da, am văzut. Deci un prăștie, dar nu fac față, văd că. Nu. Sunt cam puține. Două mașini am văzut. Două mașini. În tot orașul, nu-i cam puțin? E cam puțin. Și cam gheață, nu bune sare. Alunecă. Am văzut că mere cu lamă, dar sare nu aruncă. Și alunecă drumul. Alunecă, foarte pericol. Foarte, foarte pericol. E cu foarte mare business. Cum vă cheamă? Cum vă cheamă? Debrețel.
Cum e cu zăpada? A venit iarna, a curățat? Nu curățăm, a venit iarna, curățăm zăpada, zi de zi, încă, dacă primăria nu-și face datoria. Dacă ninge așa, cam de câte ori trebuie să curățați într-o zi? De câte ori? De 3-4 ori, când se face zăpadă. Mai aruncăm și sare. S-a depus un strat de gheață, văd că. Da, ca să se dezghețe. Uitați-vă, domnii de la parcări vin să curețe aparatul, aparatul important. Știrile cele mai tari din Maramureș. Am găsit două victime. Lovite fulger în stocare. Reale, șocante și necenzurate. Aia este, nu, este și gata. Știrile care te vor marca zi de zi. Știrile pe care le afli mereu prim. Actualmm.ro. Mereu primi.